Iulia, Robi, ce părere ai? Interacțiune cu cine? Că ai zis că nu o să fie niciodată ceva amoros. Deci, practic, și tu ești... Păi, dar interacțiunea cum? Nu știți că vine și pe parcurs treaba asta? Acum... Până ieri alaltă, ce a zis? Vine pe parcurs, frumos, acum ce faceți? Deci, să înțelegem că tu vrei interacțiunea cu Giulia ca să ai un sens în emisiune, nu? Da, bravo, mai prins. A justificat, ok, atunci mai adresa mie întrebarea. A zis-o... Iulia, ce părere ai de declarațiile lui Robi? Nu. Asta mă că știe Giulia. Giulia, stai din Giulia, lasă. Vedeți? Nu, păi știe și ea. Mie îmi pare rău de Giulia, zic sincer, nu... De ce îți pare rău de Giulia? Ce, n-are mâini, n-are picioare, nu mai respire, nu vede, de ce îți pare rău de ea? Merită mai mult. Te-a luat Mila? Da. Aș putea să spun același lucru, Rebecca, dar nu vreau să fiu răută. Ai spus destule, Robi, lasă. Păi. Lasă așa. Ce-am spus? Da, Patrick. Ești rea de gură, ce-am spus? Nu pot să intervin. Giulia, ai făcut mai devreme un semn către fete, vedeți, vedeți? Ce a vrut să însemne semnul ăsta? La modul că ele dintotdeauna mi-au zis că Robi nu are un interes amoros față de mine, bla, bla, bla. Și eu mai mereu încercam să le contrazic cu lucrurile pe care eu le simțeam. Chiar și pe mine. El se, tocmai pentru că el astăzi zice un lucru. Păi nu, ideea e... Adică că... vezi că și el are aceeași părere, deci îl contraziceai și pe... Păi stai puțin, Virginia, când am zis eu vreodată, acum, în emisiunea asta, că am un interes amoros către Giulia? Eu sunt de aceeași părere cu tine, Robi. Giulia e de altă părere, da, dar, că e... Da, iau-o ca și cum eu aș fi... Mamă, Giulia! Ai caramba, Giulia! Ai caramba, ce e asta? Dar ce e caramba? Eu mă refeream la faptul că Robi se și contrazice câteodată. Azi da, mâine nu. Azi interacționăm, mâine nu. Azi suntem foarte bine, peste 10 minute nu mai Giulia, suntem bine. Nu suntem bine din cauza ta, nu din cauza mea. Eu am înțeles asta și nu vreau să intru din nou în subiect conflict. Nu, cu tine. Dar când suntem nu-mi bine... Nu-mi doresc. Ascultă-mă, te rog. Când bă, suntem bine, mă, frate, bă. Păi, dar nu mă înțeleg cu ăsta aici, ce vii să fac? Giulia, când suntem bine, bravo, suntem bine, că așa vreau eu. Și tu strici. Tu strici. Deci noi nu putem eu. Să fim bine doar când vrei tu. Eu nu, când eu vreau să fiu bine proastă, mereu. Nu putem să fim bine când eu vreau să fim bine proastă. Mereu. Nu suntem bine când aberez, când exagerez, când faci gelozii pe absolut nimic, când ne certăm tot așa pe absolut nimic, când mi-arunci chestii care n-ar trebui să fie aruncate. Atunci nu suntem bine, dar eu când... Nu dar avem ce nimic înseamnă de... să fiți bine? Să ne înțelegem bine. În ce sens? Să ne înțelegem bine noi, să nu ne mai certăm. Adică să intra și colegi sau? Da, ca și colegi. Ah, ok. Da. Asta e altceva. Și Alexandra poate să interacționeze exact. Ca virgulă colegă cu... Da, oricine. Un cafea? Cu cine? Cu oricine. Poate să-l cheme la dăi pe gagea ca și colegi, așa? Da. Da. Tu cu mine cum ai fost la date? N-ai fost ca și coleg? Am tot de dată. Racu. Ros, Raquelinda Eres. Mamă, ce voce frumoasă e, Giulia. Bine. Patrick, vezi să nu te îndrăgostești cu atâtea complimente. Rebecca! Schimbați focusul! Da. Rebecca, noi trebuie să purtăm amândoi discuție neapărat. Că ei, da. De ce? Bine. O să vin să purtăm discuția. Eu. Te rog. Bine. Ca să nu se ajungă la alte chestii mai urâte. Nu se mai ajunge, Robi. Așa. Rebecca, acum că nu e Antoni aici, zi-ne ce ai de gând să faci în continuare. Ce am de gând să fac? Mă trezesc, mănânc, vin aici. Nu, mănânc, iar. Aia știm. Hai, zi, ce vrei. În privința relației tale, fostei tale relații. Păi eu n-am avut relații în primul rând. Ați avut cunoaștere, ok. Ok, așa, bun. Un fel de relații. Și în al doilea rând, ce vrei să zic? Ba. Omul s-a cerut acasă. Nu, au fost o scăpare. Nu, ieri înainte să terminăm ediția, tot așa, mai zis încă o dată, l-am auzit eu. Da, dar a zis așa, pe, știi cum reacționează el impulsiv? A făcut-o așa, sincer, este un gest copilăresc, pot spune. Da, nu știu, Patrick, mi se pare că, ok, am zis că mai avem încă amândoi ceva unul pentru celălalt, dar, nu știu, sunt multe chestii, noi nu reușim aparent să ne înțelegem nici așa colegial vorbind, deci nu știu dacă s-ar mai putea, nu știu, o împăcare sau ceva, nu știu ce să zic.
De ce mă întrebați doar pe mine? Păi că el, că nu, el e. Nu e. Da, păi, unde e? Îl întrebăm după șpel, separat. Ei, asta Virginia. Sebastian meu. Da. Virginia, uite-l convenit. De ce ești atât de supărată că are Moldo să-ți zică ceva? Ce, mă? Ia, stai, că vrea să vorbească Moldo. Nu sunt supărată. Nu fii subit, hai vino încoace. La ce te referi? Sebastian, îi faci cărțile lui Moldo. Sebastian, trage sfor. Sebastian, îi place să vorbească. Mă lasă vrăjeala. Moderator. Băi, frate, lasă vrăjeala cu mine. Vorbește. Mă întrebase... Mai liniște. Hai, bă, uleacă, că vreau să vrem să vorbim, bă. Da. Mai ziceți de mine. Mai ziceți de mine. Eu vreau să fie, să se facă înțeles. Eu în continuare îmi păstrez ideea de ieri. Hai, Antoni, nu vorbește de la valiera, lasă-ne. Și fiți atente. În primul rând, pentru mine, chit că vă roagă Rebecca, eu v-aș ruga să-mi respectați mie decizia, pentru că mie nu-mi face bine. Bine, bine, pa. Te votăm. Zi, Moldo. Mă întrebase el l-o dă aiurea. Mă întrebase el mai... E tu, cu ce? Mă întrebase mai... Ba nu, hai ca să vă clarific eu situația. Ce vreau eu să zic, mă? Ai, bă... Ce? Ce? Nu fac cu eu. Ce faci? Foarte bine, că sunt pe cadru, îmi continui decizia de ieri, chiar nu-mi face bine, îi doresc ei, nu putem să stăm în același context, eu și ea, îi doresc ei aici să se bucure de experiență, să se găsească pe cineva. Și dar nu poți să te înțelegi ca doi oameni normali? Nu, simt ce? Că mă afectează... Ce te afectează? Toate situațiile astea simt că în continuu nu se poate găsi ce... Da. Nu se poate găsi, nu știu... Francesca, trebuie să treceți puțin, că nu-l aud. Închide conexiunea cu ei. Zi, Anthony. Nu putem, simt că o să ajungem mereu la discuții de astea, mie îmi fac rău, mă afectează. Puteți să nu mai vorbiți pe fundal, băieții care vorbesc. La asta trebuie să vorbești cu ea. Bă, nu se poate. Sebastian. Moldo cu Sebastian. Avem și noi cadru. Eram și noi pe cadru, gen. Scuze. Ce-ai spus, Sebastian? Anthony, zi. Eu continui decizia de ieri, nu... Am zis-o, vă rămâne așa, eu nu mai vreau să stau aici, mă simt foarte nașpa, nu-mi convine și... Mi se pare aiurea că nu poți să conviețești cu mine în aceeași situație. V-aș ruga frumos, fetelor, indiferent de ce vă roagă Rebecca, să mă ascultați pe mine, pentru că... Dar poți să-mi răspund și mie, că vorbesc cu tine. Spune-mi. Păi, nu poți să conviețești cu mine în aceeași... Nu. De ce? Pentru că nu ne înțelegem, ajungem la discuții de-astea ca cea de ieri, mă consumă foarte mult. Antoni, este vorba asta de colegialitate și de respect, nu poți să faci asta? Nu mai vreau, nu pot, nu mai vreau. Îți doresc ție mult succes, eu sunt ok, eu nu mai pot, astăzi am venit, fără, zic sincer, fără niciun chef, am vrut, na, toți băieții cu energie pe dans, eu n-am ce energie să am. Nu mai vreau, nu sunt prea consumat, prea multe chestii, mă stresez, certurile astea mă aduc într-un fel în care eu nu sunt de fapt și toată lumea mă cunoaște cum nu sunt de fapt și nu mai vreau să mă duc, să mă liniștesc, să mă detașez complet. Da. Aș aprecia enorm dacă m-ați ascultat și ați... Bine, gata, am înțeles. Gata. Bravo, cadru bombă, liniște. Bună dimineața. Când am apucat ceva... Nu știu de ce încerca Sebastian să se bage. Mă întrebase dacă am apucat să ne vedem. Nu, Virginia, l-am întrebat ce faci, Moldo, cum îți este ziua de astăzi? Ai apucat ieri să te vezi cu Virginia? Care este situația dintre voi? Și Moldo mi-a zis că vreau să mă cer mai acuși să mă duc să discut cu ea. Păi stai că-ți fac eu intrare imediat și discuți acum cu ea. Și asta nu înțelegeam, de ce tot bagă el și nu mă lasă. Păi de ce Moldo are nevoie de intrare? Exact, eu de-aia m-am supărat. Nu aveam eu nevoie să se bage el. Nu plânge viața mea. Nu plâng, dar mi se pare normal, nu ca ce trebuie să te bași, dar ți-a zis că... Dar fii șmecher, uite, profi. Acum că ai ocazia de a vorbi pe conexiune cu ea și după te ceri și te duci și mai și vorbești cu ea acolo. Măi, Sebastian... Virginia se simte puțin ciudat. Acum o simt. Mulțumesc, Gagea. Scuze. Ai nu voliu. Mă simt... Nu mă simt ciudat și eu voiam că am discutat ceva cu fetele ieri și vreau să vorbesc și cu Moldo, dar între patru ochi, Sebastian. Ilic Bic.
Bine, atunci eu îmi cer scuze dacă am făcut ceva greșit. Problema. Dar nu cred, nu consider că am făcut ceva greșit. Nu ai făcut nimic. Adică din... Ba da, din punctul meu de vedere, da. Te rog la gagea. Bă, ce am făcut greșit? Păi da, dacă eu ți-am zis că vreau să, să vorbesc. Că te-am întrebat care e situația ta cu Virginia? Nu asta, că... Dar ce? Ai zis tu, las că să fac eu intrare, nu mai sta să te duci, nu mai sta să fac eu intrare. Ce intrare? Zici că dacă ți-am zis că mă duc... Băi, nu ți-am... N-am folosit cuvântul ăsta intrare. Stai așa că îți fac... Cu cadine au rezist. Dar cum am zis? Nu, așa am zis mai devreme pe conexiune, da, dar nu ți-am zis așa, nu m-am exprimat așa. În fine. Bine, nu mai contează, Sebastian, e ok, stai liniștit. În mare, doar că voiam să te văd și să vorbim, atâta tot. Sper să reușim, că și-o aș vrea. După cum ai spus, Virginia, nouă ni se pare că ai ceva de spus foarte important. Nu. Eu? Da, tu. Nu. Hai, dar ce bine mă cunoașteți. Moldo a început să te cunoască foarte bine. Moldo, Gagea. Da. Gagea. Simte așa, nu știu, simte. Da, dragă. Ce e cu Gagea, că nu înțeleg? A început să te cunoască. Am crezut că mă aude Gagea. Gagea. Și eu, da, dragă. Da, dragă. Ce are de spus? Nu ești curios? Stați puțin că ne-am rătăcit pe aici. Auzi, dar dacă stau cu paharul la ușă, te deranjează? Am vrut eu să zic, nu pot să cred că ne-am gândit la același lucru. Dacă nu te văd, nu mă deranjează. Moldo, okay. Dar ce părere ai că, de faptul că Patrick este atât de interesat să audă ce aveți voi de discutat?